Aș vrea să vă pun înaintea voastră un clip în care fratele Cristi Boariu dă un răspuns la seria de episoade și apologiile pe care le-am făcut, adică analizele pe anumite predici ale unor fraze în România. Și o să vă pun să ascultați toată porțiunea asta în care face referire la mine și apoi să dau un răspuns, nu pentru apărarea mea, ci pentru că lucruri pe care el le spune parțial le-am mai auzit spuse și de la alții și probabil că e bine să auziți motivele sau de ce fac ceea ce fac în felul în care fac acum. Haideți să ascultăm ce are de spus. Mai spun ceva, faptul că lovești pe alți lideri, nu te va ajuta absolut cu nimic. Este acum unul pe internet care o lapă mari predicatori din cultul penticostal la rând și la fiecare nu mai lovește, că nu predică bine, că asta face, că erezie, că erezie. Așa m-am uitat cu milă la el. Omul crede că dacă dă în alții, va ajunge el mare. Dumnezeu când ridică pe cineva, nu îl pune să calce peste trupurile altora, frate și surori. Dumnezeu nu i-a spus la David, David, acum că ești uns, ia cuțitul și bagă-l în Saul. Nu, dimpotrivă, zeci de ani Dumnezeu l-a mai ținut pe Saul. Și pe David l-a format în pustie, nu? N-ați vrea... În primul rând, primul lucru pe care îl spune fratele și consider că este o concluzie greșită, este că eu lovesc pe alți lideri. Mai spun ceva, faptul că lovești pe alți lideri. Faptul că lovești pe alți lideri. Ce înseamnă să lovești pe alți lideri? A analizat ceea ce spune un lider. A analizat ce spune el înseamnă să lovești. A judeca ceea ce auzi. Din ceea ce spune un om înseamnă să lovești. Ioan spune prea iubiților să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. A cerceta un lucru, a nu da crezare, a nu fi les necrezător, cum spune Sfânta Scriptură, înseamnă să lovești. A chema pe alții să analizeze lucrurile pe care le spune cineva, înseamnă să lovești. A pune față în față cuvintele cuiva și o altă perspectivă, o altă interpretare, înseamnă să lovești în cineva. Adică dacă cineva își expune o opinie, o poziție doctrinară public și altcineva vine și spune eu nu cred că lucrul ăsta e adevărat, uite care sunt argumentele mele. Înseamnă că l-a lovit? Deci afirmația asta mi se pare tendențioasă când orice predicator la un moment dat se ridică public și spune despre anumite păreri, despre anumiți oameni, despre anumite caractere din Biblie, despre anumiți oameni pe care ei au întâlnit în viața lor, spune, ăla au făcut așa și nu este bine. S-a întâmplat evenimentul ăsta și nu este bun. Acolo s-a întâmplat asta și nu este ok. De ce? Din următoarele motive. Uite, astea sunt argumentele mele. Asta înseamnă că predicatorul respectiv lovește pe altcineva? Fratele are un predic aceasta care se numește De ce cârtirea te poate duce în iad? Are o grămadă de exemple în care critică pe alți oameni. Din Biblie sau alți oameni pe care i-a întâlnit el. Asta înseamnă că a lovit pe ei. Deci el mă critică pe mine pentru că eu critic pe alții. Adică el face exact ceea ce condamnă la mine. El spune, eu lovesc pe alți lideri și mă dă pe mine exemplu în predică, doar că nu specifică numele. Și bineînțeles, asta te face să te ascunzi mai bine, să ascunzi mai bine lucrul pe care îl faci. Da? Faptul că critici și judeci pe altul doar pentru simplu fapt că nu i-ai dat numele. Da? Deci el mă vede pe mine că critic pe alții și mă critică pe mine pentru că eu critic pe alții. Cu ce e el diferit de mine? Cu ce e diferit de mine? Da? Diferența dintre mine și Cristi Boariu, fratele Cristi Boariu, în situația asta, este că eu am luat o predică, i-am spus numele predicatorului, i-am spus data predicii, i-am spus titlul predicii, ca toți cei care ascultă episoadele mele să poată verifica lucrurile pe care le spun, să le analizeze și să gândească lucrurile, să le pună în comparație, să le pună în balanță. Da? El n-a citat nimic din ce am spus eu, n-a adus niciun argument la ceea ce am spus eu, ci pur și simplu a dat o critică gratuită. Eu lovesc pe alți lideri. Da? El ce a făcut acum? Asta nu înseamnă să lovești pe altcineva. Da? Următorul lucru foarte important. Ai auzit felul în care fratele găsește de cuvință să mă numească pe mine. Ia auziți. Este acum unul pe internet care... Este acum unul pe internet. Este acum unul pe internet. Eu cred că Cristi Boariu este fratele meu în Hristos, dacă el este născut din nou și eu sunt născut din nou. Nu cred că este acum unul pe internet care într-o predică o zis despre mine că este unul pe internet. Nu, eu cred că este fratele Cristi Boariu
care în privința asta este greșit, care în punctul acesta este eronat, care în punctul acesta dă dovadă de ipocrizie. Critică pe altcineva, judecă pe altcineva, pentru că el la rândul lui a judecat sau a criticat sau a analizat pe altcineva. Da? Este acum unul pe internet. Mă gândesc că asta este, iertați-mi ironia, o dovadă extraordinară de dragoste și de smerenie, că să spui despre altcineva. Este acum unul din ăsta pe internet, da? Ce face ăsta unul de pe internet? Ia auziți ce spune că am făcut. Tot mare predicatori din cultul pentecostal la rând. Greșit. Deci în primul rând n-am luat la rând mari predicatori. Nu știu, este vreo listă undeva cu mari predicatori pentecostali? Da, nu ăsta a fost criteriul meu ca să iau pe mari predicatori pentecostali. Cum știm care sunt mari predicatori pentecostali? După vizualizările care le au pe YouTube? După cât de populari sunt mediul pentecostal? Habar nu am. Dar nu am luat pe mari predicatori pentecostali la rând, mulți bănuiesc predicatori pentecostali despre care n-am spus absolut nimica. Criteriul după care am selectat a fost pe subiecte pe care eu le consider foarte importante. Da? Ori subiecte în care am studiat și aș avea ceva de spus. În multe cazuri diferit. Despre mântuire, despre evanghelizare, despre metodele folosite în evanghelizare, despre predestinare, despre liber arbitru, cam astea au fost subiectele pe care eu m-am axat și acesta a fost criteriul după care am selectat predicatori. S-a nimerit să fie mari predicatori pentecostali, dar nu i-am luat la rând. Poate să uite fratele Cristi Boareu și voi toți că am luat și am analizat acea întâie predica unui preot ateu, pe fratele Cristi Bărbosu și alți oameni. Am avut un episod pe mărturisire de credință a fraților creștini pe Evanghelie, alte episoade care nu au nimic de a face cu mari predicatori pentecostali, deci este fals, este eronat și să spui de la amvon când ești chemat să predici cuvântul Domnului, să spui despre cineva ce nu este adevărat, este păcat. Este păcat, înseamnă să fii tendențios, înseamnă să fii răutăcios și înseamnă să pur și simplu să lovești, ca să-l citești pe fratele, să lovești gratis în cineva. Dacă vrei să analizezi ceea ce am spus, adu argumente, citează-mă și spune ce vrei tu despre lucrul ăsta. Dacă nu crezi că lucrul ăsta trebuie făcut la amvon, nu-l fă deloc. De ce intri într-un război și într-o bătălie pe care nu poți să o duci? Da? Ia auzi ce spune el că am spus despre predicatorii mari pentecostali. Dar nu mă lovește, că nu predică bine, că asta face, că erezie, că erezie. N-am spus despre niciun predicator pentecostal până acum că nu predică bine. Ascultați-mi, toate episoadele n-am spus despre niciun predicator pentecostal că nu predică bine. Nu am spus lucrul ăsta. Nu m-am înregistrat niciodată spunând altora, predicatorul ăla nu predică bine. Eu nu am spus lucrul ăsta. Asta este concluzia lui, asta este modul lui tendențios, eronat, de a prezenta o imagine falsă despre bine. Lucrul ăsta nu este adevărat. Eu nu am spus așa ceva și episoadele mele nu au rostul ăsta, scopul ăsta și nu conțin asemenea idei. Ceea ce eu am făcut a fost să analizez perspectiva unor predicatori despre mântuire, despre predestinare și așa mai departe. Și apoi mai este un lucru neadevărat spus despre mine. Și la fiecare nu mă lovește, că nu predică bine. Eu, la fiecare nu mă lovește. Ascultă, frate, te rog, din nou episoadele, în special începutul lor, în care am arătat punctele tare, am arătat ceea ce au spus bine, am subliniat foarte clar meritele lor în predicile lor sau în ceea ce au făcut ei. Să spui că nu mă lovesc în ei este o minciună. Este o minciună pe față. Sunt câteva fraze în care sunt atâtea idei îngrămădite prin care el încearcă să distorsioneze în mintea oamenilor ceea ce eu am făcut prin episoadele astea. Și lucrul ăsta nu este cinstit. Lucrul ăsta pur și simplu nu este cinstit. Da? Nu m-am lovit. Am arătat și punctele lor tare. Am arătat lucruri pe care le-au spus bine. Pe care eu cred că le-au spus bine. Da? Și auziți, fratele a descoperit, nu știu ce detector de motivații are el, a descoperit de ce fac eu episoadele astea. Auziți de ce fac eu episoadele astea. Omul crede că dacă dă în alții, va ajunge el mare. Dumnezeu când ridică pe cineva, nu îl pune să calce peste trupurile altora, frate și surori. Dumnezeu nu-i spune. De unde știe fratele că eu dau în alții iarăși, îi lovesc și dau în alții? Cum adică am dat în alții? Ce înseamnă să dai în altul, domnule? Ce înseamnă să dai în altul? Să analizezi ce spune el înseamnă să dai în altul? Să aduci argumente biblice pentru o eroare pe care cineva a promovat-o înseamnă să dai în altul? Să analizezi, să aduci argumente, să critici constructiv, să-i faci pe oameni să gândească lucrurile pe care le aud, lucrurile care se predică înseamnă să dai în altul? Înseamnă să lovești? De unde știi, frate, că eu vreau să ajung mare? Judecat inima mea, a avut vreo descoperire, nu mi-a spus lucrul ăsta.
Dumnezeu știe că eu fac ăsta ca să ajung mare. Apropo, nu ajungi mare dacă dai în alții. Deci la propriu nu ajungi mare dacă dai în alții. În ghilimele dacă dai în alții. Deci nu am nicio șansă să ajung mare. Știu și eu cum să ajung mare. Am fost și eu păstor într-o biserică. Știu ce înseamnă să ajungi mare. Și știu că fratele știe foarte bine ce înseamnă să ajungi mare. Și ajunge mare nu să ajungi în felul ăsta. Într-un cult neoprotestant nu ajungi mare dacă spui una despre unul, una despre alta, dacă analizezi lucrurile, dacă judeci lucrurile, dacă vrei să vezi o reformă, nu ajungi mare așa. Sub nicio formă. Nu așa ajungi mare. Nu este dorința mea să ajung mare, dar nu cred că trebuie să mă scuz eu în fața cuiva și să prezint motivațiile cu care fac lucrul ăsta, decât că am spus și repet, motivul pentru care fac lucrul ăsta este pentru că vreau să promovez un discernământ, vreau să încurajez capacitatea de a judeca lucrurile. Eu nu spun că am dreptate în tot ceea ce am analizat. Dar episoadele mele sunt publice pe net și oamenii le pot discuta. Oamenii pot să-și dea și ei cu părerea despre ceea ce am spus eu. M-am expus spunându-mi părerea. M-am expus pur și simplu. N-are nicio treabă cu a dori să fiu mare. Însă ce mi s-a părut la propriu ieșit din cadrul biblic total este exemplul pe care îl dă din Sfânta Scriptură. Și nu credeți că dacă cineva aduce un verset din Biblie sau un exemplu din Biblie, gata, înseamnă că a spus un lucru bun. Nu. Și Satana când l-a ispitit pe Iisus a adus un lucru bun în discuție. I-au zis ce exemplu dă el. De ce n-ar fi trebuit eu să fac episoadele astea? De ce? I-au zis. Dumnezeu nu a spus la David, David, acum că ești unz, ia cuțitul și bagă-l în Saul. Nu, dimpotrivă, zeci de ani Dumnezeu l-a mai ținut pe Saul. Corect. Corect. Cu deosebirea fundamentală că David n-a fost păstor într-o biserică, David n-a fost învățător în biserică, David n-a fost episcop, prezbiter într-o biserică, David n-a avut slujba și responsabilitatea de a analiza predicile lui Saul. Saul nu a fost păstor în biserică, Saul nu a avut o funcție de învățător în biserică. Rolul lui David și Saul ca împărați în poporul Israel și rolul nostru ca predicator și păstor în biserica Domnului Iisus Hristos sunt două lucruri complet diferite. Deci să amesteci lucrurile astea ca să spui că cineva n-ar mai trebui să judece și să analizeze lucrurile este complet greșit. Complet greșit. Aduceți-vă aminte pe credincioșii din Berea care după ce l-a ascultat pe Pavel se duceau și deschideau Sfânta Scriptură și analizau să vadă dacă ceea ce Pavel l-a spus este adevărat. Ceea ce fratele promovează, fratele Cristi Boariu acum, este, domne, închide ochii, închide urechile, e unsul Domnului. Nu, să nu spui care cumva ceva de el. Nu, Scriptura ne arată că noi învățătorii suntem ispitiți, suntem predispuși să aducem învățături false. Este posibil și Scriptura ne arată că mulți oameni dintre cei care se dedică la învoane sunt falși. Eu despre niciunul din predicatori ăștia n-am spus că este apostat. N-am spus că este un trimis al diavolului, un sol al diavolului îmbrăcat într-un înger de lumină. N-am spus despre niciunul dintre ei că este un lup răpitor. Dar Biblia ne lasă mereu avertizări ca să ne facă să gândim lucrurile, să analizăm lucrurile, să le punem în lumina Scripturii și primind ungerea Duhului Sfânt fiecare dintre noi să judecăm dacă ceea ce auzim este după cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus altceva. Domnul Iisus n-a spus, nu judecați voi, nu judecați voi, nu, voi ascultați de toți unși Domnului, să nu cumva să puneți sub semnul întrebării ce spune. Nu, Domnul Iisus Hristos a spus, păziți-vă de proroci mincinoși. Că ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Asta a spus Domnul Iisus Hristos. Să ne păzim. Cum să te păzești de ei, Domnule, dacă nu-i cunoști? Cum să te păzești de ei dacă nu-i analizezi? Cum să te păzești de ei? Pavel a avertizat prezbiterii din Efes, pe toți. I-a avertizat și le-a spus, între voi se vor vâră lupi răpitori, care nu vor cruța turma. Din mijlocul vostru se vor ridica oameni care vor învăța lucruri care nu trebuie învățate. Fapte capitolul 20, versetul 29 și 30. Pavel avertizează prezbiterii. Domnule, aveți grijă, dintre voi vor ieși asemenea oameni, din afară vor veni oameni. De ce credem noi că suntem infailibili? Dacă apostolul ne-a avertizat de mii de ani că vor veni oameni în mijlocul nostru care vor învăța lucruri care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Ioan spune același lucru, Iisus spune același lucru, Pavel spune același lucru, Ioan spune același lucru. Prea iubiților să nu dați crezare oricărui duh. Pe cum să nu dai crezare? Sunt anumite lucruri, caracteristici după care poți judeca dacă ceea ce cineva spune este adevărat și dacă el este un om adevărat. S-ar putea ca predicatorul despre care eu am spus ceva să fie oameni al lui Dumnezeu, oameni sinceri, oameni care vor să facă lucrarea lui Dumnezeu, dar asta nu-i scutește de faptul că poți să greșească în anumite privințe. Niciunul dintre noi nu suntem infailibili. De ce ne groază și ne teamă ca cineva să ne analizeze? De ce ne teamă și groază ca cineva să ne pună în fața Scripturii? De ce ne teamă și groază ca să intrăm într-un dialog polemic constructiv din care să învățăm ceva? Uite, domnule, cineva are de spus altceva despre lucrul pe care l-am abordat.
Uite, nu m-am gândit poate la lucrul ăsta, hai să analizez. Hai să văd, poate am de învățat ceva de la unul, de la ăsta care a pus ceva pe internet. De la copilul ăla care a pus ceva pe internet. Ia să văd, poate zice ăsta ceva bun. Nu? Pavel a spus în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 17, că noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac, auziți, cei mai mulți. Cei mai mulți oameni care se ridică la învoan nu predică cuvântul lui Dumnezeu drept. Asta a spus Pavel. Asta a spus apostolul Pavel. V-aș putea citi zeci de versete din Sfânta Scriptură unde sunt avertizări, avertizare după avertizare, avertizare după avertizare, ca să ne ferim de învățături false și ca să ne ferim de învățători mincinoși. Eu cred că există învățători adevărați care la un moment dat nu înțeleg anumite lucruri bune. Bine. Nu le înțeleg bine. Și predică lucruri stricăcioase, lucruri care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Și eu cred că este în folosul nostru ca să auzim și o altă perspectivă. Mie îmi pare rău că se recurge la tipul ăsta de retorică ipocrită, de retorică răutăcioasă, de retorică cultică. Îmi pare rău că a apelat la tipul ăsta de retorică penibilă din punctul meu de vedere pentru a mă discredita fără argumente. Diferența dintre cineva s-ar putea întreba, domnule, dar care e diferența dintre tine și el? Tu ai criticat, ai cercetat, ai analizat anumiți predicatori, el te-a criticat pe tine. De ce nu-ți convine? Eu nu am nicio problemă să mă critique. Problema este felul în care o faci. Eu nici nu judec măcar motivațiile lui. Nici nu judec măcar modul în care a vorbit. Atitudinea disprețuitoare. Nu judec, nu vreau să comentez. O observ, o menționez întreagă, dar nu vreau să comentez nici motivațiile lui, nici modul în care m-a criticat. Ceea ce critic și analizez în afirmațiile lui este metodologia aplicată. În loc să spui ceva despre ceea ce eu am spus, să iei argumentele mele, să iei lucrurile pe care le-am spus, textele pe care le-am adus în sprijinul afirmațiilor mele, el mă judecă pe mine. El mă judecă pe mine. Diferența dintre noi doi, amândoi criticăm. Probabil că și el crede că critică constructiv. Eu nu cred că critică constructiv pentru că nu critică afirmațiile, argumentele mele, ci critică persoana mea. Eu vreau să critic și vreau să analizez și vreau să promovez un dialog polemic în care factorul principal care trebuie studiat, care trebuie analizat, care trebuie pus sub lupă sunt argumentele, afirmațiile. Eu judec după ceea ce văd că fac oamenii și după ceea ce aud că fac ei. Nu judec după ceea ce cred eu că ar fi în inima lor. Știu eu de ce fratele Cristi Boariu a spus lucrurile astea despre mine. Nu știu de ce l-a spus. Nu știu. Frate, unde e dragostea că tu ai spus despre mine public nu știu ce? Nu contează. Nu mă lezează absolut deloc lucrul ăsta. Nu îmi dă nicio stare de jenă că a făcut lucrul ăsta. E dreptul lui să facă lucrul ăsta. Dacă el crede că a fost bine pentru adunarea respectivă, să mă dea exemplu, foarte bine. Dacă asta a fost înțelepciunea primită de la Dumnezeu sau înțelepciunea lui personală, n-am niciun fel de problemă cu asta. Dar să ne întoarcem să analizăm argumentele. Să analizăm afirmațiile pe care le facem. Adică, unii mi se pare mie că se rupe firul la unii. Eu nu am voie să expun public o părere pe care o am despre predica cuiva, învățătura cuiva, într-un anume domeniu sau despre un anumit subiect. N-am voie. Dar ei au voie să facă lucrul ăsta public. Mie mi se pare aici o inconsecvență crasă. Aș spune că este o ipocrizie. Poate este inconștientă, dar tot ipocrizie este. Adică eu n-am voie să critic public, tu ai voie să critici public. Nu neapărat pe mine, dar pe alții. Tu ai voie să expui public niște învățături pe care eu nu le consider adevărate. Tu ai voie să faci lucrul ăsta, eu nu am voie. Mulți m-au sfătuit, dar du-te și contactează-i privat. Bine, nu funcționează lucrul ăsta. Da? În al doilea rând, nu doar că nu funcționează în realitate, nu văd unde e biblic lucrul ăsta. Pavel l-a mustrat public pe Petru. Pavel, Domnul Iisus, apostolii, în toate epistolele lor, îndeamnă adunarea să judece lucrurile pe care le spun învățătorii, profeții, prezbiterii sau păstorilor. Responsabilitatea mea și datoria mea, cred, dacă am o înțelegere cu privire la lucrurile astea și le consider importante, responsabilitatea mea este să-i fac pe membrii adunărilor să judece, să analizeze lucrurile pe care le aud. Responsabilitatea mea primară nu este față de ei. Da,
Aș sta fără niciun fel de problemă la o cafea, la o discuție cu privire la lucrurile pe care le-am spus, la afirmațiile pe care le-am făcut. Nu am niciun fel de problemă cu chestiunea asta. Mă îndoiesc că unii dintre ei și-ar pierde timpul să stea la discuție cu mine. Dar aș face fără niciun fel de problemă lucrul ăsta. Dar responsabilitatea mea primară și dorința mea este să ating masele de oameni care ascultă lucruri fără să le analizeze, fără să le judece, fără să aibă o gândire critică asupra lucrurilor pe care le aud. Scriptura ne îndeamnă să nu fim lesnecrezători, pentru că oamenii lesnecrezători sunt înșelați, sunt duși în eroare. De asta fac lucrarea asta publică. Pavel, Domnul Iisus, Petru n-au trimis nici scrisori ștampilate bine directorul unor învățători și spune, mai predicați prostiile astea. Nu, a avertizat public adunare, n-a avut nicio problemă cu chestiunea asta. Noi trăim în generația asta și în vremea asta în care am importat o mentalitate din cultură în mediul evanghelic, în biserică. Ei spun să fim toleranți, fiecare cu interpretarea lui, mai multă dragoste, mai multă blândețe, las că fiecare să-și facă lucrarea cum crede el, las că dacă nu-i de la Domnul, Domnul o să ocupe de el. Biblia nu spune așa. Biblia nu spune așa. Repet, Hristos, Ioan, apostolii ceilalți au avertizat public adunările. Când se citeau epistolele lor în care avertizau împotriva învățăturilor false, învățăturilor greșite, lucrurilor stricăcioase predicate în bisericile lor, în adunările respective erau și copii, și tineri, și bătrâni, și adulți care auzeau avertizările astea. Și erau învățați să judece lucrurile. Erau învățați să analizeze lucrurile. Erau responsabilizați să facă lucrul ăsta. Și asta am vrut să fac eu prin episoadele mele și asta vreau să fac și eu prin toate episoadele, inclusiv acesta. Chemarea mea în final este aceeași. Analizați ceea ce auziți. Analizați ceea ce auziți. Criticați ceea ce auziți. În sens constructiv, ca să învățați ceva de acolo. Nu fiți lesnecrezători. Suntem într-o vreme exact ca aceea în care a trăit Apostolul Pavel. Noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Cei mai mulți strică cuvântul lui Dumnezeu. Suntem într-o vreme în care sunt atâtea culte, atâtea idei, atâtea doctrine, atâtea învățături. Avem promisiunea lui Dumnezeu că El ne dă ungerea Lui care ne învață toate lucrurile. Care ne învață toate lucrurile. Sunt oameni care ne pot ajuta să judecăm lucrurile. Sunt oameni care ne pot ajuta să analizăm. Eu sper că puțin am contribuit și eu în a ajuta pe oameni să gândească diferit lucrurile pe care le aud. Sau măcar să îndemn, poate măcar am reușit și sper să reușesc lucrul ăsta, să-i fac, să-i stimulez, să-i provoc să gândească, să analizeze, să judece argumentele, să folosească capacitățile intelectuale.